Domnule primar, aveți satisfacția de a lăsa lucruri bune în urma dumneavoastră? Aș dori să am această satisfacție, să las lucruri bune, sau cel puțin începute, și poate cei care mă vor înlocui, să sper că le va duce la cap, le va executa. Pentru că toate sunt ceea ce cetățenii din comună își doresc, și noi asta trebuie să facem. Am respectat cu sfințenie strategia de dezvoltare a localității, care după mine a fost cel mai valoros ghid în toată perioada asta a mea de aproape 6 mandate. Și voi continua cu această idee. Bine că între timp să mai vezi și alte oportunități create, ba de guvern, ba de datorită problemelor care în continuu să ivesc, și noi trebuie să le rezolvăm pe toate. Oamenii vorbesc cu considerație despre noastră, referindu-se la un dispensar medical nou, la o sală de sport nou, la un teren de fotbal pentru tinerii din localitate. Aștept cu nerăbdare să încep lucrarea pentru sala de sport, întrucât cred eu că e necesar și normal să funcționeze acest obiectiv la școala generală, întrucât avem un efectiv de aproape 800 de elevi. Am rămas plăcut surprins când am văzut că, de fapt, Comuna Rosețe a ajuns la 6500 de locuitori. Am solicitat fișa localității de la statistică și avem 6500 de locuitori la această oră. Deci e normal să fie așa, avem o demografie pozitivă, suntem poate printre puține localități cu demografie pozitivă în județ. Și eu cred că atât conducerea județului, și am toată încrederea acest lucru, cât și conducerea guvernului, să aibă în vedere acest lucru, și localitățile cu demografie pozitivă trebuie sprijinite, pentru că asta e situația. Sunt anumite facilități în funcție de poziția pe care o au localitățile față de metropole, de municipii, de orașe și așa, unde tineretul nu prea fluctuat, nu prea a plecat în străinătate, a rămas locom, și chiar dacă au plecat în străinătate, familia lui locuiește aici, deoarece și se vor întoarce, și bineînțeles că ei tind către un loc de muncă după ce își execută o locuință sau, eu știu, își construiește un obiectiv, așa, au în vedere a ocupa un loc de muncă undeva în aceste localități mari. Dacă, bineînțeles, să și ivește aceste disponibilități. Deci, spre exemplu, și știți, am discutat atâtea ori, am reușit să executăm un puz pentru 200 și vreo 28 de locuințe în partea de est a localității. Avem două artere acolo modernizate de circulație. În primăvară vom executa cu surse proprii, vom executa rețeaua de distribuție apă. Rămâne o altă utilitate necesară începerii execuției unor locuințe acolo, e vorba de rețeaua de distribuție energie electrică. Am depus proiect în acest sens către PDE, deci studiul de fezabilitate. Așteptăm un răspuns din partea FDE Dobrogea ca să rezolvăm această treabă. E imperios necesar să
atribuim acele suprafețe și sunt solicitate de tinerii de Roseți. Parte de ei chiar lucrează în străinătate, au copii aici, au familie aici și pur și simplu pentru asta s-a dus în străinătate să poată câștiga mai mult și să-și facă o locuință în Roseți. Cam asta e situația și din punctul ăsta de vedere. E să impune neapărat execuția unui dispensar și vă dați seama că la obiectivul unde se desfășoară activitatea celor doi medici de familie este în cadrul unui în casei specialistului pe care noi am moșteit-o într-un fel de la fostul CAP, acolo fiind în construcția aia, fiind executate două apartamente. Dintr-un apartament, în jur de 4 luni de zile, 3-4 luni de zile, noi am executat, am făcut un dispensar, pentru că fostul dispensar care de fapt îl utilasem și îl făcusem așa cum trebuie, a fost retrocedat la legea 10. Și, normal, proprietarul și-a câștigat casa și a fost nevoit să o dă. Așa impune legea. Atunci, medicii de familie, am reușit să-i mutăm în partea cealaltă, dar nu e un spațiu chiar adecvat pentru acest lucru. Trebuie aveți locația? Facem, într-adevăr, că facem, pentru că, mai ales că în comuna Roseți, ar trebui să funcționeze 3 medici de familie la numărul de 6500 de locuitori. Așa că trebuie neapărat, e imperios necesar să execute acest dispensar. Și sperăm măcar, eu știu, în acest mandat să începem lucrările. Aveți locația, cum vă arăta, domnule? Dar bineînțeles, am tot ce trebuie, am carte funciară, am tot ce trebuie acolo. Da, am fost, am luat legătura cu oameni de specialitate, vedem ce se va executa, ce se va impune să executa. Pentru că acest obiectiv, dacă tot îl construiești, trebuie să-l construiești în așa fel încât să respecte toate datele pe care și le dorește Direcția de Sănătate Publică. Tot pentru rezolvarea problemelor e necesară extinderea grădiniței din Roseți, întrucât la ora actuală două clase de grădiniță funcționează în două corpuri de școală. Două corpuri de școală unde, pentru care nu putem să luăm avizul funcționare în partea Direcției de Sănătate Publice și normal să fie așa, deoarece funcționează atât copiii de grădiniță cât și cursurile primare. Cu toate că îndeplinește toate condițiile de a funcționa, dar întrucât se desfășoară și activitatea de învățământ pentru preșcolari și clasele primare, normal că nu putem primi avizul. Ca să scoatem cele două clase de acolo, trebuie într-adevăr să extindem grădinița și totodată aș dori cu acest odată cu acest obiectiv al nostru să creăm posibilitatea de a funcționa ca o grădiniță cu program prelungit. În trecut sunt foarte mulți copii care sunt transportați la grădiniță într-alte locații din Cărăraș. Amândoi părinții acelor copii lucrează și n-are cu cine lăsa copiii. Și duc în fiecare dimineață, îi duc la diferite cămine sau diferite grădinițe din Cărăraș și ia seara. Pe câtă treabă, din această cauză, avem un obiectiv acest lucru. De ce să mai transporte copiii la grădiniță în Cărăraș când poate să-i lase aici
și să-și vadă de treabă. Și vine seara și ea. Deci încă două obiective pe care s-au evit ca necesitate pentru comuna noastră și pentru locuitorii în comuna noastră. Restul, treaba cu iluminatul public, cu extindere, distribuția acolo, sunt lucrări care deja noi le avem înaintate. Și cel mai mare obiectiv și cel mai solicitat de către locuitorii comunii Roseți este rețeaua de gaze. Pentru noi avem această posibilitate de a ne lega direct de rețeaua de la modelul, de la Călăraș. Și profităm de acest lucru și profit și de ocazie că dumneavoastră o să scrieți acest lucru, că noi nu depindem de nimeni, depindem numai de cele două localități care ne-au dat avizul pentru a ne lega cu o stație de pompare de rețeaua care vine la modelul. Și avem posibilitatea, într-adevăr, de a primi gaze de la această stație și a rezolva această problemă. Proiectul este înaintat, pe 24 decembrie l-am depus, așteptăm, se pare, până luna mai să evalueze și poate obținem acest lucru. Mai mult, ce să vă spun. Mult succes! Mulțumesc mult!